Zalewani care găzduiesc în spațiile lor sedii de societăți comerciale sau persoanele fizice în spațiile cărora se desfășoară alte activități economice vor plăti impozite mai mici decât era preconizat. Astfel, prin unul dintre proiectele de hotărâre adoptat în ședința de luni, s-a stabilit o cotă de impozitare de 0,3% pentru imobilele aparținând persoanelor fizice și în care se desfășoară activități economice sau găzduiesc sedii de firme. Cota de 0,3% poate fi considerată o victorie pentru cetățeni, în contextul în care primarul Radu Căpâlnașiu a inițiat un proiect de hotărâre care urma să modifice hotărârea Consiliului Local Zalău numărul 260, adoptată în luna noiembrie 2015. Această hotărâre prevedea o cotă de 1,3% din valoarea imobilului pentru proprietarii persoane fizice care găzduiau sedii de firmă sau desfășurau în imobilele care le aparțineau activități comerciale. Decizia a produs un șoc real tuturor celor aflați în cauză, deoarece ar fi presupus o creștere de 13 ori a impozitului plătit până acum. Hotărârea a fost atunci adoptată, opoziția făcută de consilierii PSD și ALDE, rămânând fără efect. Iată că, după 3 luni, primarul a hotărât să revină asupra hotărârii și a propus, printr-un alt proiect de hotărâre, o cotă de 0,6%, adică o creștere de 6 ori. La inițiativa consilierilor locali Bălăjel Teodor, Coța Gabriela Daniela și Mureșan Rodica, primarul Radu Căpâlnașiu și-a însușit propunerea de modificare a proiectului aflat în discuție, astfel că a fost votată o cotă de impozitare de 0,3%, adică o creștere de 3 ori a impozitului plătit până acum. Eu vă felicit, totuși, pentru că ați revenit la normalitate, ca să spun așa, cu acest procent, cu toate că cred că am fost primăria sau primăria de municipiu care am aplicat cele mai mari taxe vis-a-vis de acest lucru. Aceste valori, aveam, nu știu, săptămâna trecută vreo două, era creștere de 30%, mă rog, a impozitului, nu era chiar așa o nebunie. În schimb, așa o nebunie. În schimb, la persoanele fizice, într-adevăr, erau creșteri de la de 5 ori, la 10 ori, 13 ori acestui impozit față de o persoană fizică. Mi se pare totuși corect ca un astfel de o astfel de clădire sau imobil, un apartament care este folosit în scopuri aducătoare de venit, pentru că despre asta discutăm, să plătească mai mult, raportat și la faptul că se creează totuși un disconfort. Mai multe metode, ca orice cetățenie, diverse metode. Nu am mai să-i punem în situații de genul ăsta, nu? Să declare că, pardon, spațiul meu nu e, că e mai mic, că deja nu mai folosesc un spațiu adiacent acolo și așa mai departe. Deci nu mai vreau să creăm artificial niște probleme care nu știu ce venituri ne-ar aduce la este foarte adevărat că probabil creează și disconfortul în spațiile comerciale sau sediile firme care sunt în locuri, dar să nu uităm că ne aduc venituri și creează prim și prim moment locul de muncă. În altă ordine de idei, cred că dacă merge pe 0,3% pentru că sunt municipii care au un potențial economic mult mai mare decât al nostru și care sunt la 0,5%, cred că am putea să mergem pe 0,3%, le-ar crește de 3 ori tarifele pe care le-au făcut până acum, iar orice persoană fizică poate să-și facă evaluarea spațiului în care locuiește. Nu locuiește, nu înseamnă să-și evalueze. Un semn bun pentru agenții economici din municipiul Zalău, cărora le dorim mult succes.